Salutare, ce faceți? Începem vlogul ăsta într-o notă pozitivă. Din nou suntem pe drumuri, mergem de data asta la Botoșani. E o vizită așa de familie, nu-i nimic vlog de călătorie sau chestii de genul ăsta. Trebuia să plecăm ieri, dar din păcate am avut o mică problemă cu mașina. Și bă, cât a fost Duster-ul în garanție? Perfect. Stați așa că trebuie să-l depășesc pe ăsta. E unul care săracul a dormit la volan, cred că merge cu 20 la oră prin comună, frate. Deci că, băi, sunt unii care au trecut, cred că, de la căruță la mașină, dar ei tot în căruță au rămas, știi? Cam așa ceva. Deci, cât timp a fost Duster-ul ăsta în garanție? Nimic n-am băgat în el. A ieșit din garanție după 3 ani, la 90.000 de kilometri. Bine, eu merg și mult pe drumuri de-astea, pe dealuri, pe drumuri forestiere, au căzut amortizoarele, au căzut, rahat, eu nu simțeam nimic în mașină diferit, ei au pus-o pe un echipament și au zis, bă, nașpa, face roata, bum, 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 nu auzeam absolut nimic, dar oricum, au zis, trebuie să schimbăm amortizoarele, gata, schimbăm amortizoarele, cât faci? 2000 de lei, sau 2300, dacă mai ai și niște rulmeni stricați, dacă zici că mergi pe acolo, hai să schimbăm, știi? Ghinionul meu a fost că am lăsat mașina la schimbat exact într-o zi când toți șefii erau plecați. Unul nu știu unde, o groază erau la Bacău că nu știu ce li se schimba un soft pe acolo. Ideea e că atunci când m-am dus să-mi iau mașina, zice ăla de acolo, păi fii atent că tu ai o altă problemă, că trage mașina stânga, că trage drept, tu nu simți nimic, bă, nu simți de cum dracu, doar nu stâmpit la cap, știi? Mergi cu mașina, doar nu faci, mă rog. Am zis, băi, las-o acolo, fă-i și direcția. O trebuie să dau un telefon la unul din șefi de acolo, ăla zice, băi, de ce nu a făcut aia, de ce nu a făcut, mă rog, bă, numai chestii de astea. Deși am dat niște bani, știi, vezi, când nu sunt șefi acolo, poți să fii și la reprezentanță, poți să plătești și cât face pe piese originale și manoperă și tot treaba aia românească e. Dar oricum, azi dimineață m-am dus, s-au întors aia de la cursuri, așa că am luat mașina, totul e în regulă. 2000 de lei mai puțin în buzunar. Super cald. Băi, Maria, ieșim? Au, ce frumos e afară. Cer albastru, fără nori. Aici e cald de te usuci. Nu ești bucuroasă că am ajuns, gata, terminăm cu mașina. Eu nu știu, am bucat-o pe Maria. Vrea în mașină. De n-am mai pomenit până acum chestia asta. La Maria mea. De obicei voia afară. De acum, dă-te un pupic. Ți mai dau un pupic? Ți mai dau un pupic? Ducem în casă că e mofturoasă, să-i dăm să mănânce și după aia ieșim pe afară. Vă urmărești o sticlă. Vă urmărești o sticlă. Hai că am ieșit motorizați afară. Hai, Maria. Da, Maria, da. Am mâncat tot ce am prins, am mâncat. De fapt am mâncat numai pepene, atât am prins. Și acum am ieșit afară. Am luat-o și pe Maria, uite aici jos. Acolo jos. Maria de la pedale într-un fel. Am găsit ajutor, l-am împins căruțul. Uite, fii atent aici cum facem noi reclamă la H&M. Direct din Boston City. Pe bulevardul central din metropolă, la apusul soarelui. Titasking, l-a plimbat căruțul. Fiți atenți aici. Fata, nu știu. Fata! Fata! Nu știu, te sun. Nu știu, fata. O să te sun. Da? Bine, oh, hai. Bine, bine. Bine, bine, să mă sun la noapte. Să mă sun la noapte, nu prea târziu. Nu, m-a întrebat prietena mea dacă ești. Că vrea să o vadă și ea pe mărul. Oh, ce drăguț! Oh, normal!
Răspunsul e nu. Uite, râde și Maria de tine. Râde și Maria, clar. Răspunsul e nu. Despre pelerinaj Basarabia citiți pe stâlpul bisericii. Păi, biserica asta are stâlpul ei? Cred că da. Și noi ne-am așezat la masă, voi afară. Nu! Ce faceți, băi, aici? Hai că ne-am întors din nou în Piatra, așa brusc, am plecat din Botoșani, am venit din nou în Piatra. Înainte să ajung să ajungem acasă, pentru că e târziu, e aproape 9, am oprit să dăm o comandă rapidă de mâncare. Ui! Maria oferă micului spectacol ca în timp ce așteptăm să fie făcută comanda. N-am mai stat undeva la masă, am stat tot drumul în mașină, așa că putem să stăm puțin în picioare. Deci de fapt stăm jos, dar mă rog, nu mai stăm în ori. Și rezolvăm și două treburi că... Băi, Maria, nu mai arunca asta jos. Uite, tata vezi că are pălărie pe cap, pune și tu pălărie. Unde e pălăria ta? Hai, pune și tu pălăria. Fii fetiță cu minte și pune-ți pălărie. Bravo, mami, bravo! Asta până o aruncă din nou. Deci, mâncăm și ne vedem deja mâine când suntem obosiți. Deci ea asta, i-am adus eu ceva de mâncare, lasă-mă cu iarba ta. Da, așa faci. Mama, dă-i asta, că asta îi place, asta îi place. Deci... Poți să călărești? Uite, ține. Ce? Dă-i, spate. Mai... Ai pregătit mâncarea pentru iepuraș? Numai așa o... Ia du-te tu de aici, că mă duc la iepurașul ăla alt. Altul, auzi? Uite că papă Maria iarbă, uite, vezi? Uite, papă iarba pe care-i pus aici. Așa, dă-i pe acolo, dă-i acolo iarba. Pune mânuța, că să nu poate și mânuța ta. Hai, fi! Astăzi hrănim animalele.
Astăzi suntem la zoo. E bine că este din ce în ce mai puțin frică de ori, de toate animalele, inclusiv de dinozaurul ăla. Partea nasoală este că tot stă în braț. Și-a început ascensiunea. Maria, toate-s cu di. Trompă, Maria. Trompa elefantului. Ia vezi colt. Fiți atenți cum joacă Maria ascunsă. Fiți atenți cum pândești. Ia. Du-te. La. Doi. Gata, pauză, că ai râs prea mult. Gata, pauză un pic, ai râs prea mult. Ai, nu? Hai că a venit și ziua de luni. Eu mă pregătesc să merg la bancă. Am binecunoscut a mea plimbare la bancă. Să fac plățile care nu-mi plac absolut deloc. Dar n-am ce să fac, trebuie să le fac. Așa că v-am lăsat, ne vedem data viitoare. Pa, pa.